La 20 de ani, gimnasta buzoiană Gabriela Drăguia a ales să se retragă din activitatea sportivă. A fost desemnată pe merit de două ori consecutiv cea mai bună sportivă a județului Buzău. Gabriela Drăgoi deține și va păstra mulți ani de acum înainte recordul de a fi singura sportivă legitimată la un club buzoian, în speță CSŞ Buzău, care a fost medaliată la Olimpiadă. În 2008 la Beijing, Gabriela a primit medalia de bronz după ce a concurat pentru România în proba pe echipe. Gabriela Drăgoi a mai cucerit medalia de aur în finala pe echipe a campionatelor europene din 2009, precum și medaliile de bronz în finala la Bârnă la campionatele europene din același an. De atunci însă, cariera s-a urmat o pantă descendentă din cauza unei accidentări la tibia unui picior, care a împiedicat-o să obțină alte medalii pe măsura talentului său. Recent, Gabriela a anunțat că renunță la cariera de gimnastă, cu promisiunea de a rămâne în acest sport, dar ca antrenoare. Gabriela Drăgoi a început gimnastica la clubul CSŞ Buzău sub îndrumarea antrenorilor Gabriela Trușcă și Constantin Clinciu, după care a făcut pasul spre Centrul Olimpic de la Deva.